dimineața. Să continuăm povestea cu întâlnirea cu moarte. E, știți că la un moment dat moartea a căutat pe un om, își dădea întâlnire cu ea, dar, sau cu el, dar încă ceva. Nu vroia să-l omoare pe om. Acum, ce cât un pic, cât o zgârietură. A, aveți zgârietura de pe frunte? Ah, ce ustură, ce doare, ce mult. Așa. A apărut coronavirusul. Aoleu, ce răcit sunt și sinusurile sunt blocate și toate cele. Trebuie să vă facem un vaccin. Un ac nou să te înțep. Ori în fund, ori în mână. Mai stai ce mai stai? M-am tăiat cu degetul când am tăiat morcovul, știi? Tac, 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 tac. Au, degetul meu. Știi, și tot te găseam și dădeam întâlnire cu tine. Nu acum, nu acum. Încă mai stau cu tine, lângă tine. Mă uit la tine. Când și când mă plictisesc. Când ai morcovit, tac, 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 tac. Au, știi? La un moment dat, omul și-a dat seama că se întâmplă ceva cu viața lui. Mă, ce naiba să fie? Mă, ce naiba să fie? Ce Dumnezeu să fie? Că nu înțeleg. Nu mai zgârieturi pe mine, pe frunte, pe mână, pe picioare, pe mâini, pe toate, peste tot. Ce naiba se întâmplă? Știi? Începe să-și dea seama. Mă, ia să încep eu să fug. Știi? Și începe și merge cu mașina cu 200 la oră și moartea în spatele lui, știi? Cu satărul sau cu secera. Când îi apărea unul sau un blocaj pe stradă, trebuia să o oprească, să o oprea, venea moartea direct prin luneta mașinii. Ce credeai că scapi de mine, fraiere? Deocamdată stăm. Să nu mai faci așa ceva, că mor, îmi spune doamna cu coasa. Știi? Mai stai ce, mai stai un pic? Iar, din nou. Iar l-am scăpat. Mă dă afară, știi? Am termen să îi iau sufletul acestui om. Omul ăsta e nărăvaș. Trebuie să-l găsesc cumva, așa că aș cumpăra un câine. Un dog german, cum erau, sau Doberman, sau ce vrei să-i spui, fioros, ca în Resident Evil, care când era așa, lângă om, făcea era fioros, cum era, îi la mirosul ca să-l găsească. Mai stă ce mai stă? Bă, iar am o zgârietură, o tăietură, o înțepătură cu un apă, ceva, mă omoară asta, știi? Mai merge ce mai merge? Trebuie să scap iar cu mașina. Iar merge tare, în spatele lui, moartea cu câinele și cu coasa. Știi? Mai stă ce mai stă? Un pic? L-am scăpat de data asta, am pus-o și cu câine după mine, și cu coasă, și cu robă pe mine, și nu-l găsesc pe omul ăsta. Bun, mai stă ce, mai stă un pic, iar, mai am un câine. De data aceasta, omul leșină, sau intră în moarte clinică, sau infart, sau altceva. Sau ce pe lumea cealaltă și se întâlnește cu doamna cu coasa. Nu, ce căței frumoși aveți, ce căței frumoși, ia uite, uite ce tumbe fac lângă mine, știi, adică, na, delir, moartea fioroasă, uleu, a fi la ea, al dracu de om, te-am scăpat de două ori, la treia oară, dacă se întâmplă și pierd, mă dau afară și mă bagă în șomaj, știi, mai stă ce mai stă, un pic, și încă un pic, își mai iau un câine. O, ce câini frumoși! Iar se întâmplă, știi, o chestie, o zgârietură, o ceva. Ce câini frumoși! Mamă, dar ce tumbea! Dar numai băieți v-ați luat? Luați și o cățea ca să se înmulțească.
Bă, tu îți bagi jos de mine, eu sunt moartea. Pot să te iau oricând, știi? Pur și simplu începea moartea să facă crize de isterie. Că omul de pe pământ tot fugea. Bă, tu nu înțelegi, mă, că eu te zgâri. Când vreau eu, te zgâri. Câteodată îți mai dau cât un semn rutier acolo. Uite-l pe ăla, cum a intrat cu mașina în semnul rutier. Mai stau ce mai stau mai încolo, iar. Alt semn rutier. Mai stau ce mai stau. Alt accident. Unul a intrat în tren. Altul cu căzut de pe bloc și tot așa. Mă, nu înțelegi, mă, nu înțelegi. Mă dă afară, rămân în șomaj. Știi? Cu, ia cu trei câini, așa. De-aia fioroși. Ce căței frumoși aveți. Știi? Adică, na, interesantă povestea, nu? Numai omul. O adrenalină totală. Totală. Și pe pământ, și pe viața de pe după. Bineînțeles. Că omul fiind în purgatoriu, mergem la judecata de apoi, da? Când leșină sau face apoplexie sau infarct sau atac cerebral. Mergem la judecătorie, da? Pentru dumneavoastră, pentru că vi s-a terminat mosorul vieții, trebuie să vă ducem direct. Ori la purgatoriu la satană, ori în Eden, în rai alături de îngeri. Jos s-au zbirătul. Așa. Și pe partea cealaltă muzică îngerească. La, 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 la. O zi plăcută în continuare.